Un videoclip inedit filmat la o nuntă a ajuns viral pe rețelele de socializare. În imaginile considerate controversate de către internauți, invitații la eveniment îl conduc pe mire către altar într-un sicriu închis. Este o înmormântare? Nu, așa a decis prietenul meu să meargă la altar. Este descrierea care însoțește clipul video de pe TikTok. Acesta surprinde momentul în care mai mulți invitați prezenți la o nuntă scot un sicriu dintr-o mașină și îl conduc către locul în care urma să fie oficiată ceremonia. Din sicriu însă iese chiar mirele. Acesta a dorit să țină minte ziua nunții și a făcut o glumă cu totul și cu totul inedită. Iar evenimentele de acest gen nu sunt singulare. Odată cu explozia rețelelor de socializare, acum orice videoclip postat are șansa de a ajunge viral în doar câteva minute, făcând înconjurul lumii. Videoclipul a adunat peste 6,8 milioane de vizualizări în mediul online, totodată a strâns milioane de comentarii, care mai de care mai haioase. Românii au luat și ei exemplu și au făcut din TikTok cea mai populară rețea de socializare de la noi din țară.